Bun găsit la poveștile sport.ro pentru o nouă ediție cu totul și cu totul specială, pentru că astăzi l-am invitat aici în studio pe unul dintre cei mai rapizi fotbaliști din istoria României. Acum își trăiește a doua tinerețe la Steaua, are 24 de selecții la națională, a evoluat la Steaua, la FCSB, dar și la Reading în Anglia sau la Ludogoreț în Bulgaria. Obișnuia să urce fanii pe garduri și prin incursiunile sale senzaționale, dar și spiritului de sacrificiu pe care îl arăta meci de meci. Spectaculos, dedicat echipei, dar de foarte multe ori își arăta și personalitatea la interviuri, pentru că știm foarte bine, este esențial ca un sportiv, ca un fotbalist să explice pe înțelesul tuturor ceea ce s-a întâmplat într-un meci. Adi Popa este invitat astăzi la poveștile sport.ro. Te salut, Adi. Bună ziua. Și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea de a face o incursiune în cariera ta pe repede înainte, de la echipele la care ai jucat până la momentele esențiale ale carierei tale. Astăzi joci la Steaua, o echipă care evoluează în Liga 2 cu un stadion superb, cu țeluri mari, cu oameni importanți care au însemnat ceva pentru fotbalul românesc. Mereu ți-ai ridicat ștacheta, ți-ai pus targeturi în carieră și ai arătat asta și la interviuri. Steaua, Adi Popa, Daniel Oprița, dar și foarte mulți oameni emblematici pentru club. Ce urmează în sezonul viitor pentru voi? Pentru noi un singur lucru urmează și un singur gând avem. Și acela este promovarea, pentru că asta îți doresc în primul rând suporterii, dar nu ne excludem și pe noi și staff-ul și cei din conducerea clubului, pentru că, așa cum a declarat-o și domnul ministru, obiectivul e ca Steaua să ajungă unde este locul, să bată acolo la titlu, nu doar promovare. Dar trebuie să o luăm pas cu pas. Primul obiectiv, cel mai la îndemână, este să promovăm anul acesta și să facem, adică nu să facem, nu mă includ, cei din club să facă, din stafful administrativ, să facă demersurile pentru a nu mai avea probleme cu dreptul. Tu ai frapat mereu și prin sinceritatea pe care o afișai. Dacă ați fi avut drept de promovare în acest sezon, ați fi meritat din punct de vedere valoric? Cam ce ai simțit tu din teren, din interior? Noi locul 4 l-am câștigat pe teren și nu l-am câștigat la un punct sau două. Cred că am avut ceva puncte avans față de locul 5. Dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație, noi cu Chiajna am luat 4 puncte, iar în meciul decisiv pentru locul 4 i-am bătut fără drept de apel pe Ghencea 3-0. Consider, dacă e să continuăm acest exercițiu de imaginație, să ne ducem mai departe, Chiajna a pierdut cu Chindia la penaltiuri, pe un meci foarte disputat. Deci consider că și toți băieții am simțit că devenisem foarte uniți, eram foarte bine pregătiți în acest retur și am fi avut o șansă foarte importantă să câștigăm barajul. Dar nu a ținut de noi, noi ne-am făcut treaba pe teren, n-am avut dreptul, n-am putut să jucăm barajul, n-am beneficiat de acest drept câștigat sportiv și pe merit prin munca noastră pe teren. Dar, na, legea e lege, trebuie respectată, nu avem încotro, trebuie să ne supunem și așa este normal. Jucați pe un stadion superb care s-a construit pentru campionatul european. Pe retină îți rămân și imaginile din copilărie, atunci când tu susțineai echipa. Povestea ta pare puțin din ceva de basm. Ai fost un susținător al echipei. Un fel de vis împlinit. Ai fost susținător al echipei, te visai să ajungi precum oamenii pe care tu îi susțineai din tribune și ai ajuns să joci și pe vechiul Steaua și pe actualul stadion Steaua. Când ți-ai dat seama că, domne, mi-am împlinit acest vis? Ce a fost? O scânteie? A fost o furnicătură pe șira spinării? Categoric, la primul meci nu am cum să lui niciodată, țin minte și acum a fost ca gen jucător al echipei, din calitatea de jucător gazdă, a fost cu Ceahlăul când am venit primul meci, acel 3-0. N-am cum să-l uit, e una din cele mai frumoase amintiri, debutul ca și jucător gazdă pe Steaua, deși cu o lună înainte sau ceva timp jucasem în calitate de adversar, eram la Chiajna când am pierdut 1-0 și na. Dar sunt multe. În bază, cu excepția stadionului mare, nu s-au schimbat foarte,
foarte multe chestii, adică aceeași bază ca și, bine, a mai progresat și a mai îmbunătățit puțin, s-a mai modernizat, dar și stadionul a păstrat, așa, cu excepția Inelului 2, o mare parte din modelul celui vechi, ca să spun așa. Ai jucat și la Steaua, ai jucat și în străinătate și mulți copii te iau ca pe un model. Dintre foștii tăi colegi cu care susțineai echipa în copilărie, câți au ajuns fotbaliști? Din grupa mea de la copii și juniori au mai ajuns să joace la nivelul ligii întâi, dacă nu mă înșel, doar Răduță la Rapid, dar între timp s-a lăsat. Atac. Da. Am fost colegi de echipă de școală generală, de liceu, pentru că la domnul Mărculescu, unde am făcut junioratul, toți componenții echipei, 25 de jucători, eram în aceeași clasă la școala generală și am urmat cam 20 din noi, am luat și la Mircea Elia de la liceu și am rămas în aceeași clasă la program sportiv. Ai pus pas cu pas pe treptele performanței într-o perioadă în care tentațiile pentru copii, nu numai pentru fotbaliști, erau foarte puține. De Rossi s-a întors în vestiarul lui AS Roma și a spus, când a văzut cât se uită, cât jucători stau pe Instagram și pe Facebook, a nebunit. Îi venea să o ia razna. Ce simți că s-a schimbat de atunci până acum? Există mai multe, există ca o caracatiță care își întinge tentaculele asupra sportivilor? Eu, ca o părere personală, consider că tehnologia a luat-o cu mult înaintea oamenilor. Noi cred că omenirea nu e pregătită de ajuns pentru nivelul de tehnologie la care am ajuns, dar asta ar fi total altă discuție. Corect. Țin minte că la junior, cred că primul telefon l-am avut, aveam 15-16 ani, ceea ce cu siguranță ajută, pentru că să-ți petreci timpul pe telefon, să în chestii, să-ți distragă atenția, categoric îți distrage atenția și de la obiectivul tău principal, acela de a ajunge fotbalist, de a te antrena bine, de a în chestii din ziua respectivă. Ce era, un Bosch, un Alcatel, un Nokia, mai țin Era un Nokia mic, 8810 sau nu mai știu, ceva de genul, că erau din 4, erau, nu, mic, normal. Da. Cu da, SMS-uri, acea epocă. Da, cu creai melodiile, alea, ringtone-uri, de alea, de le creai tu, de le luai de pe... Da. Stăteai mult pe telefon? Era păi atunci nu, era un singur joc, nu, era, abia apăruseră chestia aia cu, nu știu dacă pot să zic numele companiei, 2000. Aha, și cu 2000 de minute pe lună. Da, cu 2000 de minute și da, vorbeai. Dar le terminai destul de repede dacă stăteai pe el, dar era un singur joc pe telefonul ăla, Râma, șarpele. Ceva de genul. Adică n-aveai ce să te joci. Ori acum, da, toate jocurile copilăriei sunt recreate, updatate și aduse la nivel de mobil. Care e cea mai frumoasă declarație pe care ți-a făcut-o un fan sau un copil după un meci, sau ce ai auzit din tribune? Lăsând la o parte înjurăturile, știm foarte bine și colegii de-ai tăi spun de foarte multe ori, mai bine joc cu stadionul plin și să aud înjurături, să mă motiveze, decât să joc pe un stadion gol. Nu, sunt multe, mi-e greu să-mi aduc aminte una specifică, dar cel mai mult mă amuză când de emoție respectivul zice: Adi Popa, ești fanul meu. Da? El vrea să spună invers, da? Asta mi se întâmplă de foarte multe ori și: Adi Popa, ești fanul meu, hai să facem o poză, te rog. Și da, mi se pare amuzant, dar în rest am auzit și de bine și de rău, și bineînțeles. Pe wall avem nenumărate imagini din cariera ta și din România și din străinătate. Pe parcursul acestei emisiuni vom avea și cele două categorii speciale pentru invitat: interviul fulger cu câteva întrebări și pozele din cariera invitatului pe care Adi Popa va trebui să ni le descrie. Un punct esențial din cariera ta, Adi, este transferul la Reading în Anglia. A fost un moment în care Jaap Stam era antrenor, legenda fotbalului olandez, iar tu mai aveai și câteva oferte. Ai ales Reading, iar în primul interviu pe care l-am vizionat și eu de câteva ori, spuneai: This is the real football. Ți-ai menținut, îți menții și acum această afirmație că cel din Anglia este campionatul, este fotbal adevărat? Da, categoric. Nu, părerea n-am cum să mi-o schimb, mai ales după ce am fost și acolo și am trăit pe pielea mea, adică tot un program complet de pregătire, să merg la meciuri, să joc,
respectul din fața suporterilor, tot, de la programul de meci, ziua de meci, nu, condiții, bază, tot, nu se compară, nu există termen de comparație. Îmi este și foarte greu să găsesc cuvinte să fiu pe înțelesul celor care nu au ajuns neapărat pe acolo și să își dea seama cât de mare este diferența. Dar tu ai această calitate a ta, viteza, care te-a ajutat foarte mult și acolo. Este o trăsătură a unui sportiv pe care nu poți să ți-o dezvolți sau ți-o dezvolți foarte rar. Cât te-a ajutat în Anglia? Cu ea te naști. Cred că a fost una din principalele calități pentru care cei de acolo m-au ales. Pentru că se știe, în Anglia se caută forță-viteză. Acum nu numai în Anglia, ci și în majoritatea campionatelor puternice. Fotbalul evoluează și, na, și omul trebuie să evolueze și să se tacerne și să rămână doar... Ți-au măsurat vreodată viteza cei de acolo? Da, la fiecare antrenament acolo eram monitorizați, nu doar pe viteză, aveam GPS-uri și heart rate-uri, acelea benzile de puls și tot timpul se măsurau. Nu exista antrenament sau meci fără acele măsurători. Și viteza cea mai mare înregistrată? Păi aveam și la FCSB cu Gâlcă, cu domnul Costel Gâlcă, într-un amical în Spania, cred că am jucat la Albacete sau ceva de genul, un meci amical sau nu, unde au fost, am avut noi câțiva jucători români la o echipă de Liga a doua în Spania, pe lângă Marbella și unde mergeam noi, în cantonament, zona aia de Malaga, sud, Osasuna, Hercules. La Hercules Alicante, da, unde acolo au jucat Dănciulescu și Culha. Da, că știam Dănciulescu că... a jucat cu Trezeghie, da, acolo. Da. Și acolo am jucat un amical cu Borussia Dortmund într-o iarnă și abia ne aduseseră și la FCSB atunci niște GPS-uri de monitorizau un timp live similare cu cele din Anglia. Și acolo am avut 36,4 pe monitorizarea aceea în meciul cu Borussia Dortmund. La reading maximalul am ajuns la 35,9 și nu recent, acum o lună să zic, la ultimul meci avut pe Ghencea cu Slobozia, tot cam cu același GPS, am avut 35,4. Deci sunt în... La 34 de ani. Vorbim de kilometri pe oră. Kilometri pe oră, da. La 34 da. De ani. 34, da, 30... peste o lună. În iulie. Din tot fotbalul mondial, cine ți se pare că are cea mai mare viteză? Se vorbea la un moment dat de Aubameyang, de Gareth Bale, de Cristiano Ronaldo. Sincer, nu m-am uitat niciodată pe parametrii aceștia, pe viteza maximală atinsă, dar... Asta te poate păcăli, pentru că aveam la reading colegi care mi se păreau foarte rapizi, iar pe GPS erau, nu pot spune mult sub mine, că eram cam majoritatea, eram pe acolo, dar erau sub mine și pe teren mi se părea că nu-i pot ajunge niciodată. Adică, gen, cadența pașilor te poate păcăli sau chestii de genul. Aici, la poveștilesport.ro, cum vă spuneam, vom avea și acele poze pe care Adi Popa va trebui să ni le descrie în câteva cuvinte. Majoritatea au o semnificație specială pentru cariera lui, iar pe final de emisiune vom vedea și întrebările fulger. Îl avem pe campionul mondial Olivier Giroud, pe care tu l-ai întâlnit în meciul cu Franța de la campionatul european din 2016, un tip care și acum a luat campionatul în Serie A. Iată că nu contează vârsta și tu demonstrezi acest lucru, dar vedem de la Cristiano Ronaldo, la Ibrahimovic, la Pepe, fundașul Portugaliei. Giroud, un tip care marchează sau nu marchează, e de foarte multe ori contestat. Nu numai el, dar toată echipa Franței. Cum ți s-a părut atunci? Na, vorbim, erau Pogba, Griezmann, Matuidi, Kanté, adică numai jucători de jucători. Kanté aleargă mai mult decât tine. Cred. Are o capacitate de efort formidabilă. Dar, na, rămânem de la acest meci și... cu amintiri foarte frumoase și unice, ce vor rămâne clar. Cred că e una din cele mai frumoase amintiri, pentru că practic am reprezentat tot poporul român. Meciul de deschidere și festivitatea și toate cum au fost și cu frustrarea de la final că am primit acel gol pe acea greșeală de arbitraj și acel gol, un șut, i-a sărit mingea, s-a dus în vinclu în minutul 90.
dar cred că după meci Claudiu a jucat împreună, prietenul meu foarte bun, Cheșeru. Claudiu Cheșeru a jucat împreună cu Giroud, nu mai știu la ce echipă. La Nantes. Și după meci avem poză și de la vestiar împreună. Cu Giroud, da. Am vrut să iau tricoul lui după, dar schimbase cu Claudiu și Claudiu. Nu mai știu de la cine am schimbat. Ai colecție bogată de tricouri? Da, da, da. Am foarte multe tricouri. Nu le-ai dat? Nu le dau. Nu, pentru că pentru mine amintirile mele cu ele rămân, sunt amintiri frumoase și... Ți s-a întâmplat vreodată să te refuze cineva? Nu, să simți un refuz din plin, nu că ar fi schimbat cu altcineva tricoul? Nu mi-aduc exact aminte, dar când am vrut să schimb cu anumiți jucători și aveau promis și că schimbă cu altcineva, mi s-a întâmplat și e normal. Pentru că... Cam câte tricouri ai acasă? N-am multe. De la toate meciurile naționale aproape cred că am schimbat, iar de la meciurile europene de asemenea. Aproape fiecare meci am schimbat, mai ales cu adversarii mai puternici. Săptămâna trecută Adrian Ienci îmi povestea că le are acasă la Piatra Neamț și îi dă voie mamei lui să-i facă din când în când curat în șifonier. El le așează, se mai duce o dată la 2 ani la Piatra Neamț și se mai uită puțin la ele doar pentru a revedea tot filmul carierei. Unde le-ai așezate? Mi-e și frică să zic, poate îmi sparge cineva casa. Da, uite, Constantin Adiță ne-a spus aici că are medalia de la Beijing, de la maraton, o are închisă cu seiful. Și... Da, nu, eu le țin într-un dressing, mi ocupă cam două sertare din acelea mari. Două sertare mari, da. Amintiri... Pentru că la echipa națională aveam două tricouri, da. Cel cu care jucam îl păstram, iar cel pe care îl schimbam, na, al doilea era îl schimbam al doilea. Cu adversarul. Deci ai rămas și cu bogăția din categoric, națională, adică, dar ai deși și... Deși mai tot scriu pe rețelele sociale diverse persoane. Toată lumea vrea un tricou de nu, la tine. Nu că vor tricou, mă întreabă, ăsta e tricoul tău și de la anumite meciuri. Și da. Le zic, n-are cum să fie pentru că unul îl am eu acasă și unul cred că a rămas pe la Giru, pe la cu cine am schimbat. Foarte că interesant. Nu, că, na, și le cumpără pe OLX, pe chestii, site-uri de genul și nu știu de cum le confecționează, le replică și spun că e original. Dar, Trecem la următoarea poză a acestei părți a emisiunii noastre. Tu cu unul dintre cei mai importanti jucători olandezi, Robben. E tristă poza. Pentru că am luat 4 la meciul acela. Dar a jucat cu Olanda. A jucat cu Olanda. Eu personal la meciul acela am avut o evoluție bună, să spun, individual luată, pentru că am avut câteva acțiuni bune cu Daily Blind. Dar na, când pierzi cu 4-0 e greu să spui că ai jucat bine. Ce are acest jucător special? Robben? Pentru că pare că schimbă repertoriul de dribbling-uri de la meci la meci. Robben, din punctul meu de vedere, și a jucat chiar pe partea noastră și a fost mai bine. Eu am jucat cu Tamaș în dreapta. A jucat pe partea noastră acolo și trebuia să dublez foarte mult la Gabi. Gabi îl ținea scurt și dacă o lua pe viteză să dublez eu. A fost bine că a jucat în stânga pentru că nu prea intra în centru, cum face el din partea dreaptă pe piciorul lui stâng. Da. Și a fost un pic mai liniar, da, tot a avut un meci senzațional, parcă a dat și gol și pas de gol, nu mai mi-aduc aminte exact. Dar un jucător senzațional, cred că unii din cei mai mari, nu degeaba a ajuns și pe la Real, la Bayern, n-avem cum să uităm ce a făcut pe acolo. Pe altă parte. Exact, și au dominat fotbalul european ani. Distrugeau orice apărare. Trecem la următoarea poză, pregătită pentru Adi Popa, o poză de la Steaua FCSB. La Basel. O poză la Basel cu cu o echipă tip a Stelei. Hai să facem repede o trecere și doar cu un cuvânt, dacă poți, cu o etichetă, să le etichetezi pe fiecare coleg. Nu știu, cel mai haios, cel mai tehnic, cel mai emotiv, cel mai sufletist. Hai să începem cu Tătărușanu. Stați așa ca să găsesc cuvântul... Personalitate de altceva, gen, pe lângă personalitate există un alt cuvânt, dar am un laps acum, gen, eman așa... Respect, atitudine... Pe lângă, da, gen, dar impunător așa, impunător, personalitate, un tip adică impunător. Ca un lider. Ca un lider. Următorul, Florin Gardoș. Gardoș. Noi spuneam poporecle mai mult, știu că acum vine des pe aici, pompierul. Pompierul, da, de ce? Și el a fost de la Chiajna la Steaua. Da, avem cam același traseu și după aia Anglia.
Și după aia Anglia, da. Întrebați-l pe... Am înțeles. Că tot vine pe aici des. O să-l întrebăm pe Florin Gardoș. Cristi Tănase. Tănase pe o parte, tu pe o parte. Tănase până să ajung la să fiu coleg cu el, nu știu, mi se părea gen că e foarte era pulit de, pulit de oameni, mulți îl făceau la televizor acele greșeli pe care le-a făcut, da, la interviuri, dar când am ajuns în vestiar cu el și am stat cu el acolo, total opus, adică nu făcea o greșeală gramaticală, discursuri, da, discursuri foarte ok, fluent și mă uitam așa, zic, băi, dar ce se întâmplă la interviu și aici? Da, da. Și cu totul și cu o altă persoană. Antrenor secund acum la FCSB e Pintili. Pintili și Borceanu sunt același, cam același profil, același cuvânt, determinare. Determinanți. Trecem la Sucala. Jvabu, așa îi spuneați. Da. El tot mai vine prin România, l-am văzut de foarte multe ori. Eu cred că stă în România. Stă în România. Da, are copil aici, stă... Da, da. Și el cred că ar mai fi putut juca mult timp. Trecem la Piovacari, un italian overo, vârful de atac, primul din stânga, rândul de sus. Era, cred că, cel mai atehnic dintre toți acolo. Da, foarte bun atacant, adică... Și un fel de pivot, foarte din corp. Nu, juca foarte mult pentru echipă și ne ajuta. Și băga mingea în poartă, adică avea mingea prin 16 metri, nu te ierta. Georgievski, fundașul dreaptă. Nu-i departe de Piovacari, dar foarte sufletist. Joacă acum în China și am văzut că Naționala are în continuare nevoie de el, de creativitatea lui Stanciu. Nicușor, care nu mai e Nicușor, e Nicolae. Da, da. Nu-i place să-i spunem, da, Nicușor. Era un prietenul copil, meu. Prietenul tău. Da. În primul rând, o întrebare scurtă, are nevoie Naționala de el? Categoric, dacă nu ai nevoie de Stanciu, care e jucător care îți decide meciurile, de cine să ai? Corect. Și am văzut că au venit jucători din Corea și... M-am văzut și ne-au dat 3 goluri. Da, da. Mai dori, mai ațipești, mai stai pe telefon, în avion. Da, e în Arabia, e în Corea, e în alea, dar Banega și aia prin Arabia... Corect. Ce-or face, nu știu. Da? Corect. Bourceanu ne-ai povestit, următorul ești tu și ultimul clar, din această poză... Clar, era cel mai nebun dintre toți. Da. No. Cel mai nebun dintre toți. Șutul ăla al lui îl exersa la antrenamente? Mai rămânea și mai făcea chestii de genul la antrenament, dar se remarca de multe ori pe lângă jocul bun. Adică în primul rând se remarca cu jocul bun, cu nebuniile pe care le făcea. Ce ați spus după acel gest al lui, gen binoclu? Dar nici acum nu mi-aduc aminte la ce se referea, sincer. Ca poate publicul ar avea nevoie de binoclu să vadă mingea. Nu, era aluzie la altceva, că și-a ridicat și pantalonii, îl criticase, nu mai știu, cred că cineva, o fostă glorie sau nu mai știu, ceva de genul, nu vreau să vorbesc în penii și parcă s-a bucurat și a ridicat short-ul cum se juca pe timpuri da. Cred că are legătură cu asta, dar nu știu sigur, de-aia. Știi că Rud Gullit mereu povestea că el își ridica short-ul foarte sus, că erau foarte multe domnișoare cărora le perpelise sufletul să vadă cât de bine arăta. Da. Aceasta a fost rubrica, mai aveam câteva poze, însă trece repede foarte timpul alături de Adi Popa. Înainte de a trece la următoarea rubrică, pentru că ne apropiem foarte repede cu viteza ta de motoretă, chiar de unde e această poreclă motoretă? Ofițerul de presă de la Chiajna, pentru că eram foarte rapid, el mi-a pus porecla asta. Motoreta. Da. Ne apropiem și de partea a doua, cea de-a doua secțiune a emisiunii, dar pentru că am văzut și meciuri de ale tale, imagini cu meciuri de ale tale de la campionatul european și cu meciuri jucate la Steaua FCSB în cupele europene, cel mai puternic adversar care a fost? Adversar contra căruia am adversar evoluat? Direct, un fundaș stânga, un fundaș... Am și Ashley Cole foarte bun și Ryer Bertrand de la Chelsea, foarte bun. Evra mi s-a părut foarte bun. L-ai văzut ce face pe TikTok? Nu petrec foarte, foarte mult timp pe rețele sociale să urmăresc chestii de genul. Și am mai prins în Anglia la un meci cu Swansea și țin minte că m-a alergat foarte mult. Olson, nu știu dacă Martin Olson, funda stânga și suedez. Da, deci joacă și națională sau juca. Am prins câțiva. Ce vezi astăzi în fotbalul românesc, Adi?
Foarte multă lume vorbește despre mediocritate, pornind și de la națională, și foarte mulți oameni duc discuția că principala cauză ar fi cei din federație și antrenorii de la copii și juniori. Tu, un fotbalist încă în activitate, experimentat, ai întâlnit tot felul de jucători și ai o privire de ansamblu. Ai jucat și în Anglia, și în Arabia, ai jucat și în Bulgaria. Două cauze, care ar fi pentru tine, pentru că echipele românești sunt eliminate rapid din cupele europene și pentru că naționala, știm foarte bine, din 98 poate fi o discuție foarte amplă. Mulți se feresc să spună chestii, o iau pe ocoliș, dar ca să mă rezum așa la câteva cuvinte, o lege clară. Niște chestii foarte clare, sub formă de lege, sub formă de, nu știu ce se dau, ordonanțe sau N chestii, habar nu am cum se cheamă, dar ca și lege mă refer. Ori și pot să spun aici și să vin și cu argumente și cu exemple, am fost în Anglia. În Anglia nu există comisii unde să te duci să depui memoriu. Nu există ca o echipă să se înscrie în campionat, să n-aibă bugetul garantat sau N chestii. Ori am trecut și eu prin ele. M-am judecat cu FCSB-ul 8 luni până să-mi dea decizia că am avut dreptate. 8 luni. 8 luni în care dacă eu nu aș fi avut gen să am ceva strâns, adică economii, 8 luni eu eram neplătit. Stai și o masă sau nu știu ce. La Clinceni, de asemenea, m-am judecat 8 luni pentru neplată la 5 luni. Adică clar, nu, ce poate fi între mine și tine, tu ești clubul, eu sunt jucătorul, semnăm un contract de comun acord, tu mă plătești 2 lei pe lună și tu 5 luni nu-mi dai banii și eu mă duc la comisii și aștept 7-8 luni ca să-mi iau banii de atunci. Că, na, nu înțeleg, adică asta cred că e cea mai mare problemă și de aceea și nivelul scade, pentru că în momentul în care jucătorii vin neplătiți, nu toți au fost pe afară sau au o situație financiară bună, aceste probleme îi apasă și normal aceste probleme se regăsesc și în evoluțiile lor și în calitatea competiției. E logic. Adică echipe să facă deplasarea în ziua meciului și chestii. Și plus, ne ferim, dar până la urmă eu privind, încerc să mă detașez, de imaginea de implicat. Futbolist implicat. Exact, să fiu de ansamblu, hai să ne uităm la unguri. Uh-huh. Să aici, la graniță cu noi. În afară de stadioane, știm că în Budapesta sunt investiții. Investiții. Guvernul se bagă. La noi dacă o primărie sau așa bagă bani, nu se zice. Dacă se bagă la Steaua bani, bani publici. Dar hai să ne uităm în Liga 1. Da. Că se bagă bani publici la mai mult de jumătate din echipe printr-un artificiu. Ok, legea trebuie respectată, sunt total de acord. Dar fără sprijinul statului să se creeze, e un lucru bun că au început să se creeze stadioane. Asta e un lucru foarte bun. Dar până la ajunge acei copii să joace pe respectivele stadioane, trebuie să o luăm de jos când cresc. Investit în educația lor și în bazele sportive ale echipelor. Ori un patron e greu să susțină și un club de ligă superioară, și o academie, pentru că într-o academie sunt cam aceleași cheltuieli, cred, ca la un club de Liga 1. Da, e o discuție, ori care poate fi niște legi foarte clare, să nu mai existe probleme financiare la echipe, pentru că încă am rămas cu metahnele din 2000 sau înainte de 2000 cu hai să păcălim jucătorul, nu-i dăm banii 5 luni, băgăm insolvență, scăpăm, dăm faliment pe societate, facem alta, ne mai găsesc aia de la UEFA că avem datorii de acum 10 ani, pe societatea nouă poate scăpăm. Adică nu prea mai merg românismele pentru că astea sunt balcanisme și românisme, ne ducem afară, dăm de Georgia, Kazakhstan și mai știu eu cine și ne bat și Albania. Și de Albania. Și da, Albania zicem, păi stai, acolo la Europa e greu să-i păcălești. Pentru că la un moment dat fotbalul te pedepsește. Din păcate asta e realitatea și au fost și sunt în continuare cazuri de revoltătoare de fotbaliști neplătiți, de fotbaliști care sunt izgoniți sau puși să se antreneze prin parcuri. Pe final de emisiune, haideți să vedem câteva întrebări speciale pentru Adi Popa. Adi, trebuie să ne răspunzi în câteva secunde. Cum te vezi la 70 de ani? La o cafea în Monte Carlo, citind L'Echipe sau cam pe Camp Nou la Barcelona Real Madrid? Sau sper să ajung mai repede la Barcelona Real Madrid. Nu, n-am putut pentru că fiind în activitate e foarte greu că meciurile se pupă cu competiția internă.
La Monte Carlo cu l'echip, nu că nu prea știu franceză. Nu prea știu franceză. Nici nu mă pasionează să învăț. Ne-au și bătut francezii. Așa, nu știu. În primul rând doresc să mă văd sănătos, să ajung la 70 de ani, pentru că am văzut durata de viață media scade. Îmi doresc să ajung la 70 de ani, să fiu sănătos, să am nepoței, copii, ce o vrea Dumnezeu. Următoarea întrebare pentru Adi Popa. Cine e fundașul stânga pe care ai fi vrut să-l întâlnești în carieră, dar nu l-ai întâlnit? Chiar la asta nu m-am întâlnit întrebarea asta niciodată și nu m-am pentru că, pun pariu, ai văzut foarte multe meciuri. Nu contează din ce epocă. Roberto Carlos atunci. Roberto Carlos, da. Clar, ți-a plăcut. Da. Deși îmi place și Jordi Alba și l-am întâlnit. Pe Jordi Alba l-ai întâlnit Spania, și chiar aveam o poză cu el. Jordi Alba ar fi principalul sau Patrice Evra? Principalul adversar pe care l-ai avut? Nu știu cât de motivat a venit Jordi Alba sau echipa Spaniei a venit atunci la Cluj. Și meciul nu prea a avut așa mare miză, ne-au luat un pic de sus și de aceea cred că am și făcut 0-0. Dar la meciul cu Franța a fost presiune și toți au fost motivați, meci de deschidere și de aceea. Contează foarte mult chestia asta. Următoarea întrebare care ți-a adresat, care e antrenorul de la care ai învățat cele mai multe lucruri despre fotbal? Eu am învățat cam de la fiecare antrenor, am încercat să iau câte o chestie, atât și de fotbal, fiecare antrenor, inclusiv pe care i-am avut de la copii și junior, categoric, am învățat cele mai multe, pentru că el te inițiază. Dar pe parcursul carierei am avut majoritatea antrenorilor, am avut așa, am învățat câte o chestie nouă, de care nu știam. Dar cele mai multe e logică. Antrenorul care lucra cel mai mult la copii și junior, care te-a inițiat, te-a luat de la vârstă foarte fragedă și te-a învățat toate cele. George Mărculescu, da, cu el am făcut junioratul 5-6 ani aproape. 6 ani. Și ultima întrebare pentru Adi. Cum te simți când ești înjurat de fanii FCSB-ului? Unii te apreciază, alții... Majoritatea care mă înjură, nu știu dacă ei erau născuți când eu jucam pentru ei cu Ajax și cu alea, adică n-am cum să pun la niște suflet. Copii de nici buletin nu au, iar fanii adevărați, cei care cu mustață, cu care m-am vorbit și de curând la telefon, nu am nimic, ne respectăm și ei sunt steliști și eu sunt stelist, ei văd Steaua într-o viziune, eu am altă viziune, este strictă alegerea lor. Nu este vina nimănui, adică a noastră, a fanilor, că s-a ajuns în acest proces și un club să fie dezbinat. Sunt curios, Adi, mai trag un minut din emisiune. Tommy Neubert, ți se pare că a fost un om esențial în perioada în care voi dominați fotbalul din România? În cei 2 ani, da. A fost tot stafful de atunci. A avut un rol extraordinar. Iar Neubert fiind preparatorul, ne-a, cum spunem noi fotbaliștii, ne-a pus pe picioare foarte bine și a stors maximum din noi. Asta e realitatea. Iar staff-ul, având niște jucători foarte bine pregătiți, a fost mult mai ușor să pregătească meciurile, să le abordeze, să găsească o tactică potrivită. Încheiem emisiunea în cerc, pentru că am început cu visul lui Adi Popa, cel care a devenit fotbalist important al Naționalei, fotbalist al Stelei, dar și în Anglia, din copilul care susținea echipa pe stadion. Ce sfat le-ai da celor care se apucă acum de fotbal? Pentru că avem și multe academii, părinții plătesc, suntem practic într-o altă epocă a fotbalului, când trebuie să ajungi fotbalist după ce faci niște pași la școli. Aceste școli de fotbal apar ca taximetriștii după ploaie. Ca sfat, să stea cât mai departe de chestiile, de telefoane, tablete, calculatoare. Nu zice nimeni domne, să te închizi în peșteră sau chestii de genul. Din contră, să folosești cu măsură, adică exact cât ai nevoie, nu să-ți pierzi timpul în aceste capcane, le numesc, și să-și urmeze visul cu îndârjire, pentru că vor apărea foarte multe obstacole până a ajunge la un anumit nivel, iar dacă ei sunt focusați și se axează doar pe asta, vor trece peste fiecare obstacol și vor răzbate.
Adi Popa, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost aici la poveștile sport.ro. Adi Popa, un model pentru cei care visează să devină fotbaliști, un model de determinare și de ambiție. Acesta a fost poveștile sport.ro pentru azi. Puteți să o vedeți pe sport.ro, pe ProTV Plus și pe Voio. Noi ne revedem săptămâna viitoare aici, tot pe voio.ro și pe sport.ro cu un alt invitat de seamă.